Anul ăsta e catastrofal, absolut. Anul ăsta e cel mai rău an din toți anii care ținem minte. Dacă până acum ne mai reușea să acumulăm un camion de floarea soarelui, un camion de grâu ca să-l vindem, ca să dăm puțin datorii din ce le avem, anul ăsta absolut nimic. Mă numesc Radu Haret, am 25 de ani, am finisat colegiul de ecologie la specialitatea de cadastru, după aia am intrat la Universitatea Agrară la specialitatea drept. În scurt timp după studii am plecat peste hotare la muncă. Am lucrat ceva timp peste hotare, după care, acumulându-mi un buget oarecare, am venit acasă cu un scop de a investi în țara noastră. Ne aflăm în partea sud-estului Moldovei, adică regiunea Ștefan Vodă, și m-a făcut pe mine ca să mă întorc în țară și ca să investesc. Probabil simțirea că ești străin în străinătate, nu te consideră de o persoană a lor, a unui stat în care te afli. Radu Haret a decis acum 4 ani să se apuce de agricultură. Spune că este un fermier la început de cale. Speră că împreună cu familia să dezvolte o afacere durabilă în satul de Baștină. A ajuns să gestioneze 50 de hectare de pământ în care a investit toți banii câștigați la muncă peste hotare, dar și un credit bancar. Ne-am decis să ne apucăm de prelucrarea pământului cu un sigur scop, să fim gospodari la noi în sat, să fim gospodari la noi în țară, să investim la noi în țară, să ridicăm nivelul de, nu știu, nivelul economic, măcar local, dacă nu regional. Să mai dăm de muncă la oameni, asta a fost cel mai mare scop. Nu a fost cu un scop de a ne face milionari sau chestii, că pe agricultură milionar nu te faci, mai mare datorie ai decât câștig. Tânărul agricultor spune că seceta din acest an i-a spulberat speranța că va avea o recoltă bogată. Potrivit propriilor calcule, în bani pierderile ar însemna aproximativ 9.000 de lei la hectar. După cum putem urmări, asta este planta de floarea soarelui. Este în proces de uscare, adică nu mai are o șansă de a se restabili. Puteți urmări să îngălbinește trunchiul. Frunzele sunt uscate, uitați-vă, numai aici face din ea. Este plantată la o distanță foarte bună pentru a se dezvolta, dar din cauza și la adâncimea la fel foarte bună pentru plantă, dar din cauza secetii, din cauza lipsii de apă, putem observa că ea se usucă. Adică tabla unde se face sămânța, puteți vedea, aici este foarte puțin, floare. Floarea și acum, în timpul ăsta, trebuie să fie plină de floare, dar tabla trebuie să fie de 3-4 ori mai mare decât o vedeți acum. Ea duce lipsă de apă totalmente, merge, adică plantă decedată. Pe când au fost aplicate hrană la sol pentru plantele date, adică pentru floarea soarelui, a fost și prin frunze, îngrășăminte foliare au fost aplicate, a fost efectuat toată lucrarea, adică în deplin. Chiar să vorbim și de simpli cetățeni, care, simpli locatari care au pământul la ei. Uitați-vă, aici sunt jur de 20 de sote de pământ. Omul a plantat la fel porumb. A fost aici, eu țin minte, a fost grâu. Uitați-vă, e tot uscat. Absolut nu-i nimic. Omul ăsta porumb nu mai e aici. Și el supraviețuiește la sapă cu, nu știu acolo, 1000 de lei lunar care face. Și ăștia sunt doar bani sezonieri. Cât mai, nu știu, la vie, la prășit undeva, să mai duci și mai câștigi un ban. Dacă e pensionar, are până la 800 de lei pensia. De unde el să mai aibă bani să procure cereale? Mai are acolo niște păsări, niște animale pe împrejurul casă. Radu Haret nu este singurul agricultor din țară care are pierderi cauzate de secetă. Hectare întregi de grâu, porumb, floarea soarelui au fost compromise. Mai mulți fermieri, printre care și Sergiu Pricop, au semănat porumb peste grâul compromis în încercarea de a obține măcar ceva recoltă. Dar nici acesta nu a rezistat secetei. Da, vedeți, singur, el se usucă. Chiar dacă și plouă, aici nu are nicio șansă. Dacă încolo sperăm că mai luăm ceva, dacă ne plouă.
Dacă nu ia caldăm și am să aluscăm și am să balotăm niște baloate de porumb de ăsta la... Și s-au adresat oamenii cu... Măcar știm că și majoritatea în sat, dacă vreo 4-5 ani în urmă erau 500 de capte de vaci la moment, nici 50 de... Le-au dat oamenii pe un cap. Păreri de rău, că cheltuieli s-au făcut enorme. Da, n-avem cu cine ne bate. Dumnezeu ne pedepsește, cred că suntem păcătoși la Domnul. Și am văzut că chiar și când am treierat picoasele de gradul întâi greul, tot din cauza seștei am luat 700 kg la hectar. Care e cantitatea normală să o luați la hectar? Nu, dacă se lua măcar cum erau anii trecuți, 3 tone, 3 tone jumătate, asta se socotea că e bine, e bine. Clar lucru că s-a distrus sistemul de irigație care afectează toate câmpurile, practic. Dacă pe atunci se luau câte 60 de centineri, asta 6 tone la hectar, la moment vedem 700 de kilograme. Din fostul sistem de irigare au rămas doar aceste țevi. Apa era pompată din râul Nistru, care se află la o distanță de câțiva kilometri de localitatea Antonești. Sistemul nu mai este însă funcțional de ani de zile. Am fost 8 ani de zile primar în satul Antonești. Știu problemele satului, problemele fermierilor, că de aici sunt băștinași. Ce s-a întâmplat cu sistemul de irigare? S-a întâmplat chestiunea când în 92 s-a împărțit cotele la oameni și ei o scos din pământ și țevele și alea, când voi oameni buni, nu trebuie de distrus, pământul prelucrează, dar chestiunea asta a dat să o păstrăm. Păreri de rău, a început unul, a stricat, s-a stricat magistrala și ia că avem și avem. Ei au venit din Ucraina, au fost tot proprietari și au cumpărat fregatorile astea cu care irigam noi câmpurile. Și ei au mai restabilit de rețelele și ele așa se bucură. Dar la noi și-a rămas cu păreri de rău, că oamenii nu înțeleg. Oamenii lui se și ghinează, dar pe urbă. Puteți observa aici fostul sistem de irigare care a fost, a rămas doar țava de la traseu, adică nu e principal, ăsta e traseu secundar, traseul principal este pe la Nuci, aia încolo. Asta e tot ce a rămas, o simplă țavă, de aici era sistemul de irigare, fregatele erau așa în lung și duceau tot la anul încolo, până la fâșia aia altă de Nuci, după cum puteți observa, adică era pe porțiuni. Dacă să mergem pe alt lan, la fel sunt așa țevi. De unde vine apa de la Nistru, lucrau pompele de la Nistru și vine apa de la Nistru și s-o da tot. Primii lideri care au fost deținători de teren au pus ei mâna pe tot, așa să zicem, și au vândut în mare parte și au fost mai valoros. Au strâns, au vândut și au plecat. Și noi am rămas la urmă cu nimic. Dacă mergi pe urmele acestor țevi, ajungi la mai multe bazine de acumulare secate. Altădată aici venea apă din Nistru. Pe malul râului găsim mai multe clădiri distruse, foste stații de pompare. Pe hârtie, acestea sunt proprietatea statului. În realitate, sunt însă niște ruine abandonate. Pur și simplu, după ce am devenit țară independentă, nu am avut nimic grijă să menții stația asta la un nivel ca să funcționeze și în ziua de azi. Eu vreau să vă spun că noi aici, așa s-a furat, nu știu cine a furat și cum a furat, dar s-a furat. Vasile Mereuță este un om de afaceri din regiunea de sud a țării care face agricultură pe o suprafață de 1500 de hectare. Spune că a deblocat cu tractorul mai multe canale folosite în perioada sovietică pentru irigarea terenurilor agricole din lunga Nistrului. Așa, povestește el, a reușit să-și salveze de secetă o bună parte din recoltă. Când am venit eu în sat Tudora, că eu sunt din raionul Căușeni, nu sunt de aici, dar asta era atât de teorat. Noi astăzi, primăvara, când am depistat că aici era țevele astea, erau împlut cu nămol și cu iacăt așa, fil. Asta e scoasă de aici. Noi n-am știut până amuc, putem să dăm drum la apă ca să pleci prin canalurile. Canalurile am săpat eu din propriul meu buzunar și noi am dat drumul la apă. Noi cu apa asta am odat anul ăsta grâu de pe lunga Nistrului. Noi le zicem balt. Și ca noi cu ajutor la țevele astea și acolo mai sotav, noi într-așa fel avem apă. Și am uia canalurile spline cu apă, dacă vreți să vă arăt cum se duce apa, poftim merge. Dați-mi masonchida asta.
Ei, da, țava care curs două țevi, care curs din Istru, care au rămas de pe Uniunea Sovietică. În strategia de dezvoltare 2020, guvernul și-a propus să extindă suprafețele de teren irigat până la 300.000 de hectare. În realitate însă, în 2020, Republica Moldova numără sub 5.000 de hectare de terenuri irigate. Acum autoritățile spun că lucrează la o nouă strategie, doar că de această dată speră să atragă finanțări din partea Băncii Mondiale, destinate special pentru proiecte de irigare. Ne propunem să elaborăm o nouă strategie sau program, după caz vom discuta, pentru dezvoltarea sectorului irigării, cu inclusiv cu identificarea surselor financiare necesare în acest sens. Înțeleg, ne bazăm inclusiv pe surse externe. Cu siguranță, pentru că infrastructura de irigare este destul de costisitoare. În general a fost construită pe malurile râului Prut și Nistru, mai puțin în centrul Republicii Moldova, dar este destul de costisitoare nu doar pentru construcție, dar și pentru întreținere. Avem o inițiativă care a fost dezvoltată în cadrul Ministerului și urmează să fie discutată cu Ministerul Finanțelor pentru a vedea oportunitatea finanțării dezvoltării infrastructurii de scară mai largă, un proiect care urma să fie finanțat de către Banca Mondială cu un cost estimativ de circa 50 milioane de dolari. N-avem irigație, așa e? Noi am avut 330.000 de hectare sub irigație în Moldova. Deși azi se irigă numai vreo 4.000 de hectare. Cine a distrus? Eu le-am distrus. El s-a distrus.